Ultimul vorbitor din această după-amiază e potrivit elevilor săi și nu numai, cel mai cool profesor din România în acest moment. E vorba de Anda Culisir, fondatoarea Gipstock-ului și a grupurilor Impact și omul din spatele festivalului, sau unul dintre oamenii din spatele festivalului Gipstock, pe care noi cei din Cluj îl cunoaștem și îl urmărim de mulți ani deja. Printre altele, Anda Culisir este profesoară de biologie. Ne va explica diferența dintre amibă și euglena verde, sunt convins. Coordonatoarea cluburilor Impact și organizatoarea festivalului Gipstock, după cum spuneam, festival care a apărut în urmă cu 10 ani din dorința unor elevi de la liceul Onisifor Ghibu de a avea un spațiu verde în școală. În prezent, festivalul reunește peste 10.000 de persoane, la ediția din acest an sunt convins că atât am fost. Și în ultimul rând, Anda a primit și titlul de profesor merit în 2018, anul trecut, adică ne va spune ce înseamnă să fii un profesor în România în 2019 și de ce își iubește meseria. Anda Culisir. Serios. Salut! Oh. Da, nu vă supărați că stau pe scaun, dar sunteți câțiva, așa că prefer să vorbesc direct cu voi decât să mă impun aici, nu cred că e nevoie. Also, stau pe scaun pentru că am emoții și am emoții că s-au trezit elevi să vină. Altfel n-aș fi avut nicio treabă. Asta e o chestie despre mine, că de fiecare dată când intru la o clasă, prima dată îmi tremură genunchii, mă așez după catedră să nu se vadă treaba asta și în timp îmi revin și mă ridic. O să vorbesc destul de chill așa și la liber. Cumva, da, car hârtii cu mine că s-o obișnuită în instituție, dacă ai o hârtie cu tine, ești sigur o persoană importantă și că o să le pun aici. Toată lumea mă întreabă treaba asta legat de profesori, pentru că toată lumea are o conexiune strictă și emoțională și financiară cu jobul pe care îl are. Și asta e o întrebare care oamenii și-o adresează în general. Se întâlnesc pe avion, doi stau de povești, și tu cu ce te ocupi? Oamenii se identifică cu ce job fac în general. Și atunci asta e una dintre primele întrebări pe care oamenii mi le adresează. Și răspunsul meu e profesor. Și atunci urmează o a doua chestie, care e amuzantă de fiecare dată pentru mine. Zic una dintre chestii. Una, și cum îți copiii din ziua de azi? Dar nu întreabă în sensul care, păi cum îți copiii? Îți interesanți? Îți faini? Ce înveți de lei? Nu. Întreabă ca și cum ar fi niște mini-infractori și de-abia așteaptă să vadă dacă am fost umilit odată sau de două ori la catedră de către acești mici infractori cum îți copiii. Doi, pot să întrebe și mă întreabă chestia sau zic, wow, ce curaj, dar nu zic de genul că, bă, ce tare, e un job fain, ce poți să-mi zici despre asta, ci zic ceva de genul că ești dusă cu pluta. Sau mă întreabă, de ce? Întrebarea asta pe mine mă dezarmează de fiecare dată, pentru că nu poți să începi să explici toate motivele pentru care cineva a decis să facă profesor. De cele mai multe ori, întrebarea de ce, de fapt, vrea să zică săraca, așa multe opțiuni avea, o știu, de când era tânără și numai atât au putut. Și nu-i cazul. Așa că eu mai nou, sincer să spun, am renunțat să răspund de ce și nu mai zic că-s profă, zic că-s ONG sau lucrător social sau zic altceva ca să scap de toate chestiile astea. Pentru că în momentul în care oamenii vorbesc despre educație pe avion, în discuția respectivă sau oriunde, toată lumea are câte o părere foarte conturată, foarte creață și de cele mai multe ori are critici la adresa sistemului, profilor, copiii din ziua de astăzi. Nimic nu merge bine în legătură cu educația. Dar dacă îi întrebi, dar tu cum ai fost la școală? Tu ce ai făcut la școală? Cum a fost în anii tăi de tinerețe? Automat toți încep să povestească cel puțin 5-10 minute, cel puțin, cu o mândrie extraordinară despre ce năzbâtii făceau, câte chestii au învățat. Cel mai tare prieten de-a lor, cea mai tare experiență pe care au avut-o, pentru că toți suntem extrem de conectați, de fapt, de primii ani. Adică fix de partea aia când ne educăm și când mergem la școală. Sau toți își aduc aminte de acel profesor, acel om care la un moment dat a adus o influență într-un fel sau altul în viața lui. Din nou, dovadă că suntem extrem de conectați de partea aia. Și aici, de fapt, se creează așa o sincopă. Nu ne place educația, comentăm la adresa ei, dar, de fapt, ne place foarte mult, suntem toți conectați la educația proprie. Acum, de ce îmi place meseria asta? Aș putea să vorbesc un an despre treaba asta. Toată lumea știe că orice job are pros and cons, cum iei deciziile astea, nu te poți așa să le scrii pe foaie cu chestii bune, cu chestii rele, pentru că dacă ar fi să alegi, nu știu, între banchier care poate să aibă foarte mulți bani sau un jurnalist care să fie foarte cool, e o decizie foarte greu de făcut. Pentru că toate au pros and cons și toate sunt o părticică din cine ești tu și alegerile astea se fac greu întotdeauna. La profesor, cele mai cunoscute așa pros and cons, destul de simplu,
Cons. Nu ai bani. Ești muritor de foame. Nu numai la noi, că în toată lumea. Nu te poți îmbogăți din jobul ăsta. Toată lumea știe treaba asta. Majoritatea profilor ajung să aibă un al doilea sau al treilea job și să lucreze până seara pentru treaba aia, numai ca să-și poată plăti facturile. Al doilea con. Faptul că lucrezi pe hârțogării și pe birocrație de nu mai poți. Nu am nicio problemă să zic și problemele din sistem, pentru că îmi dau seama că n-ați venit la un târg de cariere cu standuri atât de sexy ca să vă faceți profi. Că scopul e din start să nu conving pe nimeni. De aia nici nu vreau să zic numai chestiile faine, ci pur și simplu să vorbesc despre asta. Faptul că ai de făcut o tonă de hârtii e perfect adevărat. De la planificări, la corectat de teste și dacă le corectezi ca lumea, nu-ți ajunge o oră. Îți trebuie vreo 2 sau 3 ore, pentru că după ce le-ai corectat odată și vrei să fii cu adevărat corect, te mai întorci odată asupra lor. Pentru că pregătești esee, pentru că te gândești la proiecte, pentru că te gândești la planificări și cum să-ți faci lecția mai interesantă la oră. Pentru că media de somn a unui profesor pe noapte este în general de 6 ore și lumea știe chestia asta. E în toate studiile din toată lumea. Un al treilea lucru, care e nasol, ar fi responsabilitatea enormă care e tot timpul pe umerii tăi. Noi știm asta, societatea știe asta și are grijă să ne amintească în fiecare zi de chestia asta. Absolut toți știm de problema asta. Pros, în schimb, vacanțe lungi. Uai, ce tare-s vacanțele. Nu-s chiar așa de lungi, că se stă după ce s-o lua vacanța, mai mergi la școală încă 3 săptămâni, o lună, ca să faci toată hârțogăria de care ai nevoie, înainte să înceapă școala, tu iar începi cu 2-3 săptămâni mai repede și după aia te duci și pe la toate examenele de titularizare, definitivări, unde te sună ba de la inspector, dar nu avem oameni, trebuie să vină cineva și te duci. Drept urmare, vacanța nu e chiar așa de lungă cum pare, dar totuși e mai lungă decât la corporatiști, ăsta e adevărul. Și ai timp să te reconectezi și să te calmezi un pic și să te aduni. Un alt pro e stabilitatea. De asemenea, toată lumea știe și despre stabilitate. Te-ai titularizat, ești boier, nu mai e nicio treabă. Nu mai zbori din sistem, nu mai ți-e frică că te dă lumea afară, stai acolo până mori. E un lucru care teoretic e bun, practic aduce plafonare maximă. Cele mai multe pro-uri și ăla de fapt despre care pot să vorbesc și ce-mi plac mie, e faptul că, unu, jobul de prof îmi permite să-mi folosesc educația pentru care am fost la o facultate. E foarte nasol să trebuiască să mergi 4 ani la facultate și după aia să nu lucrezi în domeniul tău. Și majoritatea aia ajung să facă. Și nasol că trebuie să termine aia 3-4 ani până îți dai seama de chestia asta. Că de fapt nu aia îți doreai neapărat. Și aici chiar poți să, așa, make use a ceea ce ai învățat. O a doua chestie care îmi place foarte mult e că înveți constant. Și nu învăț numai despre bio, ceea ce predau eu. Pentru că nu poți să predai aceeași chestie over and over again la generații care se schimbă, pe care interesează lucruri diferite și care se plictisesc și care, la care capacitatea de atenție e tot mai scăzută. Trebuie să schimbi strategia. Și ca să schimbi strategia, trebuie să te gândești la ce, cu ce ajută pe copiii aia practic. Și ca să-i ajute practic, trebuie să fie transdisciplinar. Drept urmare, eu trebuie să învăț în fiecare zi despre muzică sau despre artă sau despre mate sau despre atunci când vorbesc despre care e faza cu fizica sau care e faza cu chimia, ceea ce e super fain, pentru că ajungi să fii plătit to make a living, ca să zic așa, din a avea cultură generală și nu m-a vorbit despre subiecte super cool, ca și cum te uita la Discovery toată ziua. E o chestie foarte faină, despre care nu se vorbește, dar e o chestie foarte, foarte faină. O altă chestie care e extraordinară e faptul că, pe lângă faptul că învăț despre ăstea, așa, hard skills, învăț și soft skills. Toată ziua, stând printre copii, înveți despre sociologie, despre grupuri minoritare, despre psihologie, despre cum ar trebui să abordezi noile generații, vechile generații care sunt profi din total altă lume și cum te raportezi la ei. Am ajuns să vezi foarte multe despre parenting. Dacă vă gândiți un pic la profesoarele care sunt și mămici, deși statul le dă voie să stea 2 ani în concediu de maternitate și pot că-s bugetare, s-o titulariza, nu mai au nicio treabă, dar nu fac asta. Că te plictisești cu un copil acasă de nu mai poți, după ce tu ești obișnuit să gestionezi 30. Aia înseamnă că profii în general cam știu ce să facă cu copiilor. Și asta creează o anxietate foarte scăzută legată de cum ar trebui să fiu părintele perfect. Dacă foarte multă lume care lucrează în corporații, și aici la gagici mă refer, atâta de mult timp investesc în carieră, în job, încât se simt cumva vinovate că ele nu sunt destul de mult acasă, oare ce mi se întâmplă? Oare o să fiu mama aia drăguță, perfectă și dau la bani de nu mai pot pe tot felul de cursuri de parenting și cuib de berze și tot felul de grupuri din astea? Profii n-au nevoie să facă treaba asta. We can handle it, just fine. Încă o chestie care e foarte faină și eu pot să vorbesc despre asta în contrast cu soțul meu, care săracul e IT-ist, îl iubesc de nu mai pot,
noroc aduce bani în casă, da, săracul. E faptul că mie, meseria asta, îmi permite să fiu eu, exact așa cum sunt eu ca persoană, nu doar în timpul petrecut cu familia, ci și cu prietenii, ci tot timpul. Abia aștept să mă trezesc dimineața și să mă duc la școală să văd ce se mai întâmplă. Care copil s-o certa cu care? Care nu suportă pe care? Care cu care s-o combinat? Ce papuși se mai poartă? Ce cu muzica trap? Ce cu vloggerii, bloggerii, influencerii și tot ce mișcă și flexerii și din lumea asta? Pe lângă faptul că, asta e a patra chestie, mă ține complet conectată la ce mișcă în societate, ceea ce e super fain, te face și să ai sentimentul ăsta că ești tu însuți, că nu te minți pe tine însuți, că poți să fii tu ăla care într-o zi poate n-are chef și poate dă fail și nu-și predă bine o oră. Nu-i niciun bai copiii aia, dacă iubești și îi simți și ești prezent acolo în viața lor, te iartă și îți mai dau o șansă ora viitoare. Super fain! Fiecare suntem cumva persoane complexe. Eu la mine cumva știu chestia asta. Îs familistă convinsă, am nevoie de plasa aia de siguranță de acasă, maxim. Îmi place să-mi petrec timp cu copilul meu, cu soțul meu, cu maica mea, cu maica sa, cu tot ce mai am din familie și valoros. Îmi place foarte mult să petrec timp cu prietenii mei, mă relaxează poveștile cu ei, vin din sfere diferite, îmi place să mă duc la party-uri, îmi place să mă duc la festivaluri, sunt un om mega social, sunt un extrovert. De asemenea, îs orientată pe partea de carieră, de asemenea, îs artist, aș putea să spun că am terminat arte plastice la liceu din a 5-a, în a 12-a, asta am făcut. De asemenea, sunt un om curios, antreprenor, care investigează și care tot timpul încearcă să dezvolte tot felul de alte ramuri. Și jobul ăsta mie îmi permite să le fac pe toate. And it's really, really cool. Pentru că în cadrul ăsta eu pot să creez foarte mult și pot să fiu curioasă foarte mult. Și astea sunt două trăsături de bază a firii umane. Să fii tot timpul curios în legătură cu ceea ce se întâmplă și să poți să fii creativ. Și aici pot. Aici eu pot să mă gândesc în fiecare zi cum să fac orele ca să fie de 10.000 de ori mai tare. Încă o chestie care e extraordinar de faină și care e deja așa cumva, atâta de mult se vorbește despre asta încât e un soi de clișeu și pare că nu e mai așa de cool, dar e foarte cool. Să poți să fii erou în viața cuiva. Nu reușești să fii erou în viața tuturor copiilor, dar e suficient să vezi că ți-ai ținut o oră destul de bine și la finalul orei toată lumea e așa și o tăcut din gură nu pentru că le-ai zis să tacă, ci pentru că ceva din ce ai zis tu e fixat acolo pe tine. Să vezi stele de alea în ochilor și să vezi că ce ai zis tu, copilul ăla, nu o să uite cât trăiește. Pentru că ei nu țin minte ce le spui la bio sau mate sau la română, ci țin minte ca orice om de altfel cum îl faci să se simtă la un moment dat. Și eu pot să fac asta cu niște oameni în fiecare zi. Acum întrebarea ar fi, apoi și de ce nu-s profi așa? De ce nu-s toți așa? De ce trebuie să fiți voi aia câțiva cool care voi să schimbați educația, să vi se zică profi altfel? Dar ce vorbim de directoarea aia care e nașpetă și de tipa aia de mate care tătă zoi dă teme? De ce nu poți fi toți așa? Pentru că oamenii sunt diferiți. Și pentru că școlile sunt niște instituții organice care adună în ele oameni diferiți. Și un lucru normal. Vă pot spune ce m-a făcut pe mine să fiu așa, ca să creez un pic de context să se înțeleagă, că nu sunt eu utopică care, oare ce tare e să fii prof. În primul și în primul rând am avut noroc, chiar, ca de foarte multe ori și în alte cariere și în cazul unor alți oameni de succes pe meseria lor. E foarte ciudat că stați jumate acolo, jumate acolo și eu tot așa mă uit. Dacă mă învârt prea mult să-mi spuneți. Am avut super noroc cu niște părinți foarte mișto și care m-au lăsat să mă dezvolt eu și să mă dau cu capul de pereți, să învăț din experiență. Asta m-a ajutat, dar care cumva și îmi facilitau procesul și îmi explicau de ce mi se întâmplă așa și mă ajutau să-mi explic eu treaba asta. Asta m-a făcut să mă cunosc pe mine destul de repede în viață și să pot să am discuții serioase cu mine încă de la început, din anii de liceu, când mi-am dorit inițial să fiu medic, mult timp, din clasa 7 mi-am dorit să fiu medic ca și taică-meu și în a 12 m-am răzgândit. Acolo am avut așa o discuție serioasă eu cu mine și am zis, bă, mega tare că lucrez cu oamenii, îmi place să lucrez cu oamenii, dar oamenii aia mor. Pot să duc emoțional chestia aia? Cred că nu. Încă o chestie care m-a făcut să-mi dau seama că și acum cumva mustăcesc cu treaba aia, sigur o să fac voluntaria pe SMURD la un moment dat, deci tot timpul. Dar încă o chestie care la mine funcționează, așa e firea mea, funcționez în sezoane și știu asta despre mine. Nu dau randament pe mult timp, prelungit, unde ajung la un moment dat să fac o chestie fără să mai mi-aduc aminte de ce o fac, să o fac inerțial, nu mai dau randament, efectiv nu mai funcționez. Funcționez tare, în sprinturi foarte scurte, după care mi-au pauză de la tot. O săptămână, două zile sau timp de o lună cât am timp în vacanță. Dar sistemul de învățământ îmi permite să fac asta. Să dau sprinturi, să fac pauză, să mă reconectez, să dau sprint, să fac pauză, să mă reconectez. Un alt job mie nu-mi permite treaba asta.
De asemenea, încă o chestie pe care o știu despre mine și am avut noroc cu părinții mei, că am învățat-o de la început, e faptul că îmi place să lucrez cu oamenii. That's a thing. Nu la toată lumea le place, mie îmi place să lucrez cu oamenii. Și din start am început să mă gândesc, trebuie ceva care să mă țină conectată cu oamenii. Când simt că sunt într-o echipă și că creăm împreună, învățăm împreună, creștem împreună, mă simt atât de responsabilă față de ceilalți și să nu dau fail pentru ei, pentru că sunt un om foarte empatic, încât dacă eu mă apuc eu singură să-mi creez nu știu ce carieră, să mă fac acasă antreprenor online sau ce, nu funcționez, pentru că tot le amân pe a doua zi, pentru că eu numai pe mine mă pot dezamăgi și aia nu funcționează. Dacă știu că pot să dezamăgesc niște copii sau niște oameni de care depinde, nu știu, viitorul lor depinde de ce naiba zic eu acolo, why? Chestia aia mă motivează mai mult decât orice. Și atunci am început să mă gândesc, ok, chestii legate cu oamenii. Încă un lucru care mi-a dat seama despre mine, tot așa cu norocul familiei și a prietenilor mei, e faptul că știu să organizez chestii foarte bine, știu să fac rost de resurse, știu să fac din Rahat Beach, ca să zic așa. Din norocul meu că m-am născut în comunism și am învățat treaba asta. Ai puțin ce faci cu el în așa fel încât să faci bine. Și atunci sunt un om care întotdeauna gândește axat pe soluții și nu pe a se plânge. Și atunci am zis că trebuie să fiu ceva planner, ceva event planner, chestii de-astea, mă gândeam, evenimente, oameni cool. Nu aia m-am făcut, dar până la urmă tot asta fac în sistemul de învățământ, că revin. Sistemul ăsta îmi permite să activez și latura aia mea. Sau ghid turistic, și aia, am și brevet de ghid turistic, nu fac aia, dar în sistemul de învățământ pot să fac și aia. Și cumva, asta e încă un motiv pentru care pot să stau în sistem, că mă lasă să-mi activez toate lucrurile care sunt bune, nu numai una sau două, ci toate. Și mă lasă să mi le dezvolt și pe lângă aia, într-un mediu safe, să experimentez lucruri care nu sunt așa bune. Încă un lucru care m-a făcut să fiu foarte norocoasă e faptul că sunt din Cluj. Ăsta e adevărul. Am avut o situație materială stabilă, nu am ne-o dat bani afară din casă, dar am avut o situație materială ok, suficient cât să știu totuși despre mine că banul în sine pe mine nu mă motivează. La mine chestia aia nu funcționează. Mi-au un job pentru că bani. Banii aia vin dacă jobul ăla îți place așa de mult și investești atâta de mult timp și îți asumi toate greutățile care vin cu jobul ăla, încât îl faci așa de bine, încât faci diferența și atunci o să vină banii pentru ceea ce faci tu diferit față de alții. Dar să dai la o facultă pentru că bani, aia cred că la nimeni nu funcționează probabil decât în primă fază. Și eu știu despre mine asta și atunci asta mă face să fiu confortabil cu un job în care nu câștigi așa de mulți bani. Pentru că am și gândesc tot timpul resurse prin care pot să fac și partea aia și care să fie conectate cu meseria mea de zi cu zi. Încă un noroc pe care l-am avut e faptul că am intrat în Ghibu. Doamne-ți mulțam, noroc chiar. Am vrut să dau la Ghibu, eu în momentul respectiv făceam ilustrații de cărți de copii, a venit criza în 2008. Și am zis că na, oamenii o să înceapă să cam taie din buget pe partea asta de ilustrații, de cărți de copii și tot felul. Ce fac? Bagă, mă bag în învățământ. Eu cred că e interesant. Ghibu e aici lângă mine, locuiesc acolo, mă duc o oră pe zi, super fain, am văzut că aveau câteva ore. Na, am dat examenul de titularizare, am intrat, habar n-aveam de ce mă duc sau cu ce se mănâncă, dar știam că e cu oameni și sigur o să-mi placă. Între timp, bineînțeles că m-am furat cu totul și acum acolo e my main thing, am și renunțat la ilustrații și la tot felul de alte chestii. Dar am avut noroc că am intrat într-o școală care, ca norocul, din primele două săptămâni de învățământ, m-au trimis la un training. Au primit un mail de la o asociație, de la Fundația Noi Orizonturi, care e o chestie super faină în România, care e super faină în România și care pornea un program de educație prin metode non-formale a tinerilor și metoda asta non-formală de bază e, de fapt, proiectul în folosul comunității. Eu eram cea mai tânără, directoarele nu știu ce să facă cu mine, tu, dragă, nu mergi tu la trainingul ăla să trimite și noi pe cineva, hai că mă duc. Și m-am dus. Și a fost cea mai faină chestie ever, pentru că în momentul în care am interacționat cu Fundația Noi Orizonturi, am văzut super multe metode non-formale de educație și am văzut că educația se poate face cool încă de la început. Nu am avut timp să stau în sistem și să mă frustrez în sistem și să interacționez în fiecare zi cu birocrația, cu bubele și cu tumele din sistem, în așa fel încât să mă demotivez. Am avut norocul ăsta, că am avut cumva șansa asta de la început. Și am început să mă dezvolt foarte mult și în afară, pe parte de training-uri, pe parte de formări, pe parte de proiecte, pe parte de o groază de experiențe de formare de calitate, care de cele mai multe ori într-un sistem clasic și rigid, nu prea ai ocazia să le ai. Asta e partea norocoasă. Acum, ce am făcut cu asta? M-am întors înapoi la școală și am pornit un club de voluntariat că știam că trebuie să fac aia. Și de acolo cu Gipstock, Merito și toate celelalte, adică ce zicea Andy mai devreme.
primul proiect a fost o chestie mega simplă, nu, copii, ce vreți să facem? Vreți să facem ceva bine pentru școală, dar și eu vreau, dar nu știm ce, dar ne-a trebuit acolo vreo 5-6 săptămâni să vrem să ajutăm niște copiluți dintr-un centru de plasament de lângă școală, să strângem niște bănuți pentru ei, să facem un mic eveniment pentru ei, o chestie minoră. Ideea e că de acolo, mi-am dat seama cât de mult am învățat eu prin proiectul ăla despre organizare de evenimente, despre management de proiect, despre parte financiară, despre, ok, this is kind of cool. Și am început să facem tot mai multe și mai multe. Și în primul an, în primul an de învățământ, copiii au descoperit o cauză care era în curtea școlii și care era o grădină abandonată, fusese grădina botanică a școlii până cu 40 de ani în urmă și era complet lăsată în paragină. Nu, ce zic, da, nu putem asta să o facem clasă în aer liber. Ba da, hai să calculăm buget. Am calculat buget, erau vreo 8.000 de lei. Evident, adultul din mine nu se poate, nu avem cum să facem rost de banii aia, veci pururi, veci pururi. Și au început copiii. Dar tu, Anda, tu, noroc că deja se crease cumva contextul ăsta și nu știu, contextul ăsta de siguranță cumva între noi. Și atunci aveau curaj să-mi zică, nu credem că ai dreptate. Eu cred că putem să facem obiecte handmade și să le dăm într-o zi în curtea școlii în pauze. Dar mă, da, tot nu strângem banii, adică dai cu 2 lei, adică că moni, donație sugerată. Păi da, da, eu am fost la vamă, știu să fac o diție cu ața, hai că facem și aia. Tot nu se poate. Hai că eu... Îi știu pe aia de la Outdoor For You, care au panou de cățăra și poate vin și aia cu panou și mai facem și o urcare pe panou cu 3 lei. Și... Ok. Hai că eu știu nu știu ce trupă de liceeni din Info și poate vin și aia să zdrângăne un pic. Na, și unde îi punem să cânte că n-avem scenă? Pe sala de sport. Poți pe sala de sport, că pică toboșarul de acolo și sparge capul. Păi, eu știu că tata meu la sala sporturilor cunoaște pe cineva și au un ring de box care le mai trebuie și poate putem să-l ducem pe ăla. Nu m-a lăsat deloc să-i contrazic. Și am zis, bă, copii, noroc că și eu mai dilai așa de felul meu. Zic, hai că faci, faci, ce ai ieșit? A ieșit o mică chestie în curtea școlii, hai că facem. No, chestia micuță în curtea școlii s-a organizat în 2 săptămâni și încă un noroc pe care l-am avut e că directoarea la fel de dilaie ca mine și încă câțiva profi acolo nu știam ce ne asumăm, că dacă știam ce ne asumăm, probabil nu ne băgam. Și am zis, hai să facem așa o chestie drăguță. Și chestia aia drăguță, până la urmă, s-a dovedit, s-a transformat în micul festival Gipsto, care a fost făcut cu ringul de box de la sala de sport pe care l-am adus peste podul Garibaldi. Eu, 2 profi, 2 copii, 3 femei de serviciu, cărat așa modular, după aia un grătar adus de la capăt cu 30, un dat șoferul jos, am adus toți o tavă de mici de acasă, am adus toți câte o pâine. Și s-a creat pur și simplu, noi n-am făcut un festival pentru alții, dar am reușit, fără să ne dăm seama, să coagulăm comunitatea unei școli întregi în jurul nostru. Prin simplu fapt că am fost super deschiși să ne distrăm într-o zi în curtea școlii, apropo de instituții organice, cum vă ziceam. Acum, după 10 ani de zile, normal, festivalul a crescut. În fiecare an, tot mai multă muzică, 4 scene, anul trecut, 10.000 de oameni în curtea școlii. Astea se vedea o parte din alea cu scena, poze de la festival, cu activități dintr-o Clujul, cu activități de la parteneri dintr-o Clujul, cu oameni din ONG-uri implicați, cu Andi implicați, cu presa implicată. Pentru că o mână de copii și o mână de profi, care au crezut că în școala lor se pot face chestiile diferite și au capacitatea să strângă bani și să organizeze grădina respectivă, ceea ce s-a și întâmplat în primul an, în 4 ore să strâns banii pentru toată grădina aia, și după aia am lucrat o vară întreagă să o facem, dar am lucrat și încă o folosim. Pentru că un grup micuț de oameni au reușit să facă ceea ce nu făceau alții, pentru că nu s-au lăsat împiedicat de ceea ce ziceau ceilalți că nu se poate face. Acum, cu banii din fiecare an, ce mișto e că copiii decid ce se face cu banii. Nu eu le zic, gata, unde merg banii și... Unde merg banii și ce facem cu ei? E o împuternicire directă a copiilor. Dacă eu ca prof mă apuc și le zic copii, hai să facem niște proiecte și copiii zic ce și eu le zic afișe antifumați, ceva ce îmi vine mie în cap, ei fac o dată, dragii de ei, mai fac a doua oară, da, a treia oară se plictisește și nu mai fac. Deci aici continuă să facă și ei și eu, pentru că suntem curioși și creativi și creăm constant. În fiecare an, hai să vedem ce putem face. Hai să vedem, bă, copii, pentru ce vrem să strângem banii. Nu eu le zic cauza, ci ei vin cu cauza. Ei în fiecare an vin cu o total altă idee. Anul ăsta au vrut să ducă niște copii din satul Chintenia, micuți pe care îi vedeți acolo, au vrut să ducă niște copii mega sărași din satul Chinten și din comunitatea din jur, din toate satele din jur, să-i ducă într-o tabără educațională în care să le arate că e super important să mergi în continuare la școală. Și cu toți banii pe care am strâns anul ăsta, asta am făcut. Tabăra s-a organizat acum
chiar acum la începutul anului școlar în septembrie și noi ne-am întâlnit o vară întreagă pentru că copiii strâng bani împreună cu mine, suntem responsabili pentru banii aici la copii, le pasă unde dau bănuții și noi nu mai donează la un ONG să facă un proiect cu bănuții lor, ci ei fac tot proiectul. Și ei s-au adunat în fiecare zi în vacanță, câte 4 ore pe zi stăteam acolo, which was cool, că era super distractiv la urma urmei, se adunau așa câte 4 ore în fiecare zi și începeau. No, bun, departamentul bucătărie, departamentul și copiii au gătit tot. Și copiii ăștia, băieții mai mari din spate care parcă habar n-au ce fac. Eu am fost departamentul bucătărie și stăteau până noaptea la 4 să facă mâncare pentru 60 și ceva de oameni și au dat fail în prima zi și au dat fail în a doua zi. În sensul care făceau mâncare, era cea mai bună din lume. Dar când ședințele se prelungeau până la 5 dimineața, au ajuns să facă cea mai tare mâncare ever. Și copiii au învățat multe chestii despre responsabilitate, despre project management, despre management financiar. Ce faci cu bugetul ăla pentru șnițele? Cumperi șnițele din alea gata făcute nou, care costă mult? Sau începem să luăm noi și pentru aia, dacă le luăm noi și le facem noi, cu câte ore înainte ar trebui să începem să gătim? Și o groază de chestii de genul ăsta. O altă parte din copii stau și s-au gândit la fiecare activitate care o fac împreună și pentru copilașii mici. Îi preluăm la autocar. Ce facem cu ei? Că noi suntem un grup, ei sunt alt grup. Noi suntem de liceu, ei sunt de a 6-a și a 7-a. Hai să facem niște joculețe de cunoaștere. De unde învățăm asta? Hai să mergem la niște traininguri pentru asta. Și în fiecare zi ei au stat și s-au activat ca să facă lucrurile super bine. Tabăra s-a terminat. Ce fac acum copiii? Copiii din Chinteni, pe lângă faptul că acum toată lumea vrea să dea la liceu în Cluj, ceea ce e super bine, că ăsta era și scopul nostru, să nu se îngroape acolo, să aibă impresia că 8 clase e suficient. Toată lumea vrea să dea la liceu la Cluj și toată lumea e super încântată că îi cunosc pe Amar de liceu și ce cool e cu ei și că așa vreau să fiu și eu când cresc mare, vor să facă și ei un proiect în satul lor, în folosul comunității. Și vă dați seama câte chestii o să învețe prin treaba asta. Și la inițiativa lor, copii de clasa 6-a, 7-a, a mei se gândesc cum îi transportăm acasă prin toate satele. Eu mă duc cu mașina și îi duc pe la 5, pe la ora 6, după mesele, îi aduc de acasă și ne întâlnim la ei în școală în fiecare vineri și proiectul pe care vor să-l facă ei să ecologizeze lacul din Chinteni, că e plin de gunoi și ei s-au săturat lumea să arunce gunoi. Și asta s-a întâmplat sâmbătă trecută, s-a strâns o gășcoacă mare acolo în Chinteni care se strângă gunoaie și au mai făcut roșu de un tractor ca să meargă prin sat să le arate tuturor oamenilor ce fac. Au început să facă promovare, super cool, au început să facă, cum se numește asta, betele, au început să facă betele. Super tare și un soi de marketing de ăsta de gherilă. Dar copiii au învățat marketing prin treaba asta și copiii au început să facă afișe și copiii au început să facă flyere și copiii au însuțiți de copiii noștri de liceu, au stocărit-o pe primărița din Chinteni și când o prins-o pe stradă, o convins-o și pe ea să dea aprobare pentru toată chestia aia și să mai dea și resurse din partea primăriei. Și copiii au stocărit-o pe Danti, cred că Lucreția o cheamă, doamna din Chinteni care tot face filmulețe cu Mircea Bravo și o convins-o să aducă și ea niște gogoși și niște plăcinte pe care să-i vândă și super cool. Pentru copil din ăla sărac care stă cu 10 frați acasă și la care, Doamne ferește cum sunt părinții și care are impresia că nu poate să facă nimic în momentul în care el vine la școală în fiecare zi cu aceleași haine că nu are altele, la nimeni nu mai poate să-i spună după aia că bă, tu nu ești în stare să mergi la școală în Cluj. Ba da, fraiere, ți-am făcut tot lacul. Am putut să fac aia, înseamnă că pot să mă duc și la școală și asta contează super mult. Ecologizarea s-a întâmplat sâmbăta trecută și sâmbăta asta e eveniment pe malul lacului. A organizat concurs de pescuit și deja apărem pe nu știu câte grupuri de pescarilor din Cluj și din Chinteni și de la ora 3 au eveniment acolo și de data asta eu nu i-am ajutat absolut deloc. Și copiii mei fac rost de transport și copiii mei fac rost de ibițe și copiii mei se chine să facă rost de transport pentru palet să facă băncuțe pe malul lacului. Și-au convins încă vreo câțiva oameni din sat să vină și să facă un ceaun pentru tot satul și o tanti vine cu gogoș, o altă tanti vine cu clătite și o altă tanti vine cu limonadă. Indiferent cum este, o să iasă super cool. În primul rând pentru copii și în al doilea rând pentru sat, pentru că încă o dată demonstrează că o instituție micuță, organică, de la care nimeni nu-i dădea nicio șansă, și ca ala din Chinteni, poate să facă chestii foarte cool pentru o comunitate întreagă. Mai am timp. S-o dus? Of! Pot să zic numai o singură ca final. Am vorbit despre pros pentru că asta mi s-a cerut. N-am apucat să vorbesc despre cons, deși aș fi putut să vorbesc mult. La mine nu se aplică pentru că eu sunt constant validată din afară. Eu sunt chemată la târgul de cariere să vorbesc, eu sunt chemată la TEDx să vorbesc. Eu știu că ce fac e mișto. Pentru că vin oameni din afară, din domeniul business, ONG, presă să-mi spună asta. Pentru că am noroc că proiectele mele se desfășoară în afara școlii, multe din ele. Colegii mei profi n-au avut tot norocul ăsta. Au intrat într-un sistem care e greu și care e oribil și care e un dinozaur care nu mai moare.
și care e atât de complex încât toată lumea are o părere foarte apăsată despre el. Orice părere apăsată despre cum ar trebui să meargă educația și ce reforme ar trebui făcute în educație, e o părere de cele mai multe ori proastă sau în cel mai bun caz incompletă. E un sistem complex în care sunt foarte mulți factori angrenați și orice rotiță schimb, totul se duce. Probabil printr-o reformă de 20-30 de ani lucrurile o să se schimbe, dar până atunci majoritatea colegilor mei îs competenți. Există ca în orice sistem bube și copaci uscați, dar ăia nu-s majoritatea. Majoritatea sunt oameni care mișcă sau care au capacitatea să miște ceva, dar nu știu că pot. Eu am avut norocul că am știut de la început. Ei nu știu că pot să facă chestia asta. Trăiesc într-un sistem în care li se cere hârtii. Într-un sistem în care intră știind de la început că nu o să facă bani. Și știu de la început că o să fie career stack și eventual în cel mai bun caz ajung director. Și renunță la aia ca să intre într-un sistem în care empatia și umanitatea să conteze și în care ei să facă o diferență în viața oamenilor. Și după ce 4-5 ani li se spune constant de către toată societatea, de către presă, știri și șefii lor că de fapt nu ești ok, că hai că te mutăm de la școala asta la școala asta că e mai ok, așa, ai avut rezultate, aia nu contează că te mutăm la măgură că tău, că no, acolo este loc. Și în momentul în care mai vin și trei părinți isterici care șantajează, care merg direct la inspectorat, care nu vin să vorbească cu tine direct și care te fac prost pe hol, de față cu toți copiii la care tu le predai și în fața cărora trebuie să apare a doua zi, în momentul în care nu știi exact ce ți se cere, tu vezi că societatea vrea tehnologizare și că competențele viitorului sunt altele, dar nu te-a învățat nimeni niciodată, niciun training, cum să transmiți competențele alea. Ți se cere să faci metode experiențiale și să fii ca Anda și să fii eroină și să fii super cool, dar nimeni absolut niciodată nu te învăța cum să organizezi un eveniment. Toată lumea îți pune în clasă copii cu cerințe educaționale speciale, că trebuie integrat și așa e normal. Nu ni s-a cerut, nu ni s-a ținut un curs niciodată despre cum să lucrezi cu un copil cu autism. Habar n-avem și avem în fiecare clasă. În momentul în care la un profesor îi se pun toate responsabilitățile astea în spate, pe lângă faptul că ești responsabil de toate testările standard din sistem. Dacă copilul ăla dă fail și dacă copiii nu iau note bune, tu ești direct responsabil. Părinții și societatea nu mai are nicio responsabilitate. Tu ești ăla vinovat. În momentul în care nu știu exact ce li se cere, în momentul în care le pui responsabilitatea asta în spate, când nu au suport administrativ, nu au resurse, nu au laboratoare, nu au staff specializat, ci la un director care e profesor în primul rând și tot ce vrei să fie cu copilul, îi cer să fie manager și să organizeze licitații și să facă rost de finanțări când bugetul de stat nu-i dă, există o cale clară spre eșec. Asta combinată cu salariu mic. Majoritatea profilor dau un burnout și asta și cu Valentina am povestit de foarte multe ori. E jobul pe locul 2 ca rată de burnout. Nu numai la nivel de România, la nivel de Europa, îs medicii și asistentele medicale și pe locul doi profesorii sau la bătălie unii cu alții. Profesorul începe anul școlar, e obosit, termină anul școlar, e și mai obosit. Ajunge să nu mai dea randament profesional, ajunge să simte extenuare constant, ajunge să fie complet depersonalizat, să nu mai știe cine sunt eu, de ce sunt sistem, știam că sunt un om competent. Oare chiar îs? Nici nu-ți mai dai seama dacă ești. Copiii te validează constant, ai nevoie de validare și de la ăia de deasupra ta, care de cele mai multe ori sunt mai speriați ca tine și le se cer mai multe hârtii ca ție. Și ajung ca toată empatia aia cu care o rămas în sistem, că dacă nu ești bun după 5 ani pleci, că nu reziști, că e greu. Eu joia am numai cu a 5 și a 6 de la 8 la 2. Mă duc acasă și nu dorm, leșin în 3 ore. Nu mai poți, nu mai ai voce, nu mai știi pe ce lume trăiești. Îi greu. Și eu pot, adică eu zaia cu energie. Dar așa îi, nu poți să mergi la baie. Pentru că mergi prin curte și copiii te iau în brațe. Te bucur că te iau în brațe. Dar vrei să mergi la baie, domnule. Și nu poți să faci nici asta. Și se întâmplă, e fain. Dar există momente când scapi. Și când toată empatia aia pe care o pui și o pui în primii ani de învățământ, o pui că intri acolo pentru că vrei să schimbi ceva, vrei ca tu măcar să aduci diferența și plângi lângă fiecare copil la care i-au murit părinții, care îi acolo și părinții sunt în Spania și habar n-au de fapt ce face copilul ăla. La fiecare, și acum vine să plâng, la fiecare copil la care părintele crede că dacă ia 3 telefoane, copilul o să fie super cool și el habar n-are copilului total altfel de fapt. Copilul ăla cum e la școală e total altfel decât cum e acasă și părintele ăla nu-și cunoaște propriul copil. Și îți dai seama că nu poți să-i salvezi pe tot. Și îți dai seama că situația nu-i sub controlul tău. Nu poți să controlezi ce e acasă și nu poți să controlezi faptul că în sistem se dau legi încă destul de disruptive și care nu-și prea au sensul. Și totuși ție ți se cere să fii performant și să fii responsabil de educația perfectă a tuturor copiilor din România. Nu se poate. E un sistem foarte complex, dar în primul rând
Și acum termin. Mersi. I love you guys. În primul și în primul rând, e un sistem organic, e format din oameni, nu e format din mașinării, nu e format din hârtii, nu e format din formă fără fond și de proiecte pe care le scrii numai de dragul de a-l face. Școlile sunt făcute din oameni și în fiecare școală din aia sunt trei categorii, mai ales prof, elev, părinți, toți au același interes. Copilul ăla să fie mai mișto pe fiecare zi ce trece și un cetățean mai competent. Au același interes și totuși își dau un cap unul altuia. Pentru că ceea ce se zice că trebuie, nimeni exact nu știe ce trebuie. Dar atunci nici nu poți să te gândești că nu schimbi nimic. Și poți să schimbi. De la cine schimbi? De la prof sau de la elev sau de la părinte? Părerea mea, eu nu zic că e adevărată, dar la mine așa funcționează și așa mi se pare mie că e corect. Cine e cheia schimbării în toată chestia asta, îs profi. Pentru că proful a fost și elev la un moment dat, proful și știe mai bine ce se întâmplă în sistem, proful e și conectat că vede ce nevoie au copiii aia, nu le poate adresa, că nu are training-urile necesare și e frustrant, dar le vede. Și profesorul de cele mai multe ori e și părinte și înțelege frustrările părinților. Dar profesorii nu o să poată să facă chestia asta, să schimbe sistemul și să se elibereze de frici și să ajungă să fie ca Anda Culișir, vezi, doamne, eroina care schimbă, până când nu sunt puterniciți, cum i-am împuternicit eu pe copiii ăștia. Copiii ăștia n-ar fi făcut gipstoc niciodată. Dacă nu, i-aș fi lăsat să creeze și să fie curioși. Profii stau între copii pentru că ei îs în sufletul lor copii și încă îs conectați cu chestia mult mai mult decât în alte joburi. Și pentru că ei îs creativi și că pentru că ei îs curioși. În momentul în care li se dă un vot de încredere, băi frate, ai fost întotdeauna lider de opinie, acum ai se zice influencer, dar ești. În momentul în care el știe că poate să facă chestia asta, nu-i mai pasă dacă predă curriculum și îi pasă să predea copiilor, indiferent cât scrie oia în caiet. În momentul în care se le se zică asta, ei o să poată să facă o schimbare în sistem. Dar asta trebuie să vină validarea asta externă. Și lumea poate să facă, ca și elevi, ca studenți sau ca părinți. Dacă nu putem altfel, măcar atâta putem. Și asta înseamnă că fiecare suntem educatori, cel puțin o dată în viața noastră și cel puțin pentru cineva. Și atunci oamenii ar trebui înțeleși și respectați prin simplu fapt că își asumă chestia asta. No, încheiere apoteotică. De ce ești prof? Pentru că cineva trebuie să facă chestia asta și să-și asume lucrul ăsta. Mersi. Scuze că am vorbit așa de mult, dar la mine asta e cel mai greu. Foarte multă informație pe metru pătrat sau pe minut. Foarte, foarte multă informație. Promit că răspund scurt. Bun, întrebări de la voi, de la cei care ați asistat la prezentarea Andei, dacă sunt. Le frică că iară răspund 5 ore, dar răspuns scurt. Eram eu curios, pentru că te cataloghezi ca fiind un profesor altfel, dacă a existat vreodată o ofertă din partea învățământului alternativ, adică din partea învățământului privat, Anda, hai la noi, da. Și de ce nu te-ai dus la ei? Pentru că am stabilitatea financiară necesară ca să-mi permit să stau în sistemul de stat, pentru că e mai mare nevoie de mine acolo. Așa de simplu. Pentru că dacă tot sistemul de învățământ din România se transformă în sistem privat și scade interesul și validarea față de sistemele statului, statul ăla-i varză. Statul ăla are nevoie ca oamenii să aibă încredere în profesori și să aibă încredere în medici și să aibă încredere în sistemele și în instituțiile statului. Un stat funcționează ca și stat. E ok, apreciez inițiativele private, dar dacă sunt toate private, it doesn't work. Ok, mulțumesc pentru răspuns. De când eram și eu elev, țin minte că îmi doream să ard niște manuale de tot felul de materii. Sunt curios astăzi, din perspectiva, din postura de profesor, dacă ai literalmente ai dat foc unor manuale. Nu, because I like a challenge. Mă bucur că există manuale alternative. E o încercare micuță și la început și slăbuță, așa cumva, de a personaliza cumva actul educațional. Fiecare prof să-și aleagă, sau fiecare școală să poată să aleagă cu ce lucrează mai bine. Majoritatea dintre ele, pe lângă faptul că unele sunt pline cu greșeli, clar, majoritatea dintre ele, din păcate, de asemenea, nu sunt conectate cu nevoile reale din școală. Manuale super faine de clasa 5, acum s-a schimbat programul, toate lecțiile trebuie să ți le ții practic. Hai acolo pe teren, hai în laborator. E fain, dar noi la școală, de exemplu, nu avem laborator, că suntem 1700 de oameni și nu ni s-a construit încă, deși am depus cerere de 11 ani și atunci noi nu avem laborator. Trăiască telefoanele, trăiască internetul, euglenă verde, copii, ne uităm să vedem cum arată. No, asta e. Și atunci nu pot fizic să-mi țin lecțiile de acolo, dar
mă bucur că sunt acolo, because it challenges me, cum v-am zis. Și atunci pot să găsesc tot timpul soluții prin care să aduc inovație și chestii interesante lor. Da, eu așa îs. Challenge accepted, întotdeauna, să așa e firea mea. Ok, mulțumim foarte mult, Andrei, pentru challenge accepted în cadrul I Love My Job Conference. Foarte mult din mână, așa. Punem și noi punct aici celei de-a doua zile de prezentări. Mulțumim încă o dată, Andrei.